Doamnelor și domnilor, reluăm discuțiile noastre. Nu ne-am lămurit în pauză asupra unor lucruri pe marginea cărora am purtat polemici în prima parte. Nici n-aș vrea să revin la situația asta nici cu, nici cu domnul Dâncu. Nici n-aș vrea să ne lămurim în ce sens a fost sau nu o situație în care nu știu ce servicii sau personaje în servicii au fost implicate. Eu cred că n-au fost implicate și cred că n-ai dreptate ca să încheie povestea asta. Sau poate ai prins niște bucăți de adevăr și la un moment dat... Mădălin, generalul Medi s-a plecat din cauza lui Trump. Și a dat demisia. Ăla a dat. Din cauza cui? Lui Trump. Trump. Apropo de Trump, dacă tot am ajuns aici, vroiam să discutăm despre altceva, dar mi se pare interesant. Nuriel Rubini. Cel care... Băi, lasă-l în pace că ăsta, când a fost criza din 2008, a dat vreo 120 de puncte și numai două din ele s-au adevenit. Da, așa e. Bun, și ieri a dat, și ieri s-au luat. Ăsta e un fel de mult sigurat. A dat vreo 20 de puncte și acum predicții. În care a povestit cum se va scumpăra New York cu Florida, nu știu ce dar parte. Dar ce mai întreabă cineva ceva? Și a vorbit și despre alegerile din 2024 în această manieră, că poate asta se împlinește. Doamne ferește, că ar fi o nenorocire. Dacă Trump nu câștigă nici în 2024, zice Rubini, ar putea declanșa războiul civil în America. Adică America va face implozii. Bine. Există această posibilitate? Nu. Bine, americanii vă reamintesc, 60% din americani aproape cred că... Asta e ca sfârșitul lumii, nu? Cred că, într-adevăr, în Statele Unite ar putea avea loc un război civil în următorii, nu știu, 10. E un sondaj făcut acum vreo două luni, l-am prezentat. Da, mă, pentru că lumea e radicalizată. Da, există, într-adevăr, o radicalizare acolo. Dar în privința lui Trump, dacă nu câștigă Trump, ar putea declanșa un război civil Trump acolo? Dom'le, dacă nu câștigă Trump și câștigă cine? Că nu poate să pornească un război civil dacă nu câștigă Trump cu oricine ar Biden candida. Biden nu cred. Păi Biden săracul nu mai are, că nu mai are din ce. Deci dacă nu... Nu mai ajunge. Dar poate câștigă unul și mai agrea de americani. Ajunge, domnule, dar nu știm cum se va descurca în campanie. Rubini ăsta, noi, domnule, nu am mai discutat de ăștia, că Bill Gates apare și... E Bill Gates e și virusolog, ăsta e și futurolog, acum am Rubini, ăsta e un fel de Baba Vanga. Dă niște băști, de te doare bine, capul. Bine, asta cu suntem în al treilea război mondial, e ultimul care a spus-o. Eu am zis asta de mult. Da, domne, dar și asta este o metaforă, să spune că suntem în al treilea război mondial de când au ridicat zidul Berlinului. Atunci, ăla e momentul, se spun unii, care e momentul T0, al începe cel de-al treilea război mondial. Cum depinde și cu metaforele astea cât... Când a căzut zidul Berlinului, nu s-au Da. Rubini, dar o fi și ăsta de la Dragon. Nu, vezi, dacă vezi Statele, vezi Statele deci Unite. Trebuie să ne gândim că sunt niște alegeri totuși acum în Statele Unite. Acum deci până la urmă, cine îl ascultă pe Rubini, mă rog, poate să tragă niște concluzii, treaba lor. Dar nu vin întâmplător. Da? Să te agăți așa de numele lui Trump fără să știi ce va fi în 2024. Când tu ai alegeri acum, luna asta, peste o săptămână, cred că lucrurile sunt clare. Sunt niște declarații care atârnă politic, într-o parte sau în altă. Care ce caută o influență. Tot un fel de, dar nu e nici măcar un fel de Harry Potter al economiștilor. Da, dar dacă a ieșit acum, de aia a ieșit. Acum, dacă iese sau nu, nu știm. Da, totuși nu cred că... Dar e interesant că a început să facă și predicții din zona meteorologică. Păi, zona... Da, mă, normal, mă, ăștia, în funcție de câți bani au. Climatologică. Cine știe ce peșteră a stat și... Da, mă, și ăsta e într-o combinație de asta ocultă. Bun, președintele Biden și ar fi... Într-o combinație de dragoni. Da, e cu niște dragoni. Președintele Biden... Ai dragonul mai mic. Informație de pe Hot News, uite, nu știu care e sursa americană a acestei dezvăluiri. S-ar fi enervat și ar fi ridicat tonul la Volodymyr Zelensky în timpul unei discuții telefonice din 15 iunie. Deci acum s-a aflat în presă. Povestea nu mai e de actualitate, că între timp au dat-o la pace. Cineva, a tras cineva cu urechea? Conform a 4 persoane familiare cu discuțiile, dar Biden... Nu, cine sunt. Biden abia terminase. Sigismul de Luxemburg, Vlad Dracul, tatălui Țepeș și încă vreo doi. Ăștia chiar n-am apucat, nu-mi dau seama cine erau, ceilalți doi. Elon Musk și cu Angelina Jolie. Bun, Biden abia terminase să-i spună lui Zelensky că dăduse undă verde pentru încă $1 miliard în asistență militară pentru Ucraina, când Zelensky ar fi început să enumere tot ajutorul suplimentar de care avea nevoie și pe care nu l-a primit. Biden și-ar fi pierdut cumpătul și i-ar fi spus, ridicând vocea,
că poporul american a fost destul de generos, iar administrația și armata americană au lucrat intens pentru a ajuta Ucraina, reproșindu-i președintelui ucrainean că ar fi putut să-și arate mai multe recunoștințe. Mă rog. E credibil? Da. Da. Cumva da. Da. Acum că s-a rățuit Biden la Zelensky... Odată? Cam odată. Puțin. Adică da. Mi se pare... Nu mai contează. 15 iunie până da, acum... Dar stați așa, dar de ce să se fi rățuit? Haideți să o luăm, de ce să se rățuiască? Putea să-i spună într-un limbaj diplomatic, în primul rând că nu-l văd pe Biden să spună, bă, dar să rușine, băi, măgarul. Nu-l văd. De ce să se rățuiască la el? Îi dă cât are, îi dă cât poate, pentru că la un moment dat, dacă americanii vor decide că trebuie să oprească tot ceea ce se întâmplă pe acolo, nu-i mai dă nimic fără nicio explicație. Adică, de ce să-i dea explicații? Adică, păi, îți pierzi cumpătul cu... Pentru că au o relație mai veche. Real. Cine știe ce a fost? Au cine relație, ce discuție avea? Acum nu știu. Care tu... discuție, domnule? Discuție pe care nu avea cum să o audă nimeni. Familia Biden, familia Biden potrivit unor dezvăluiri care, sigur, încă nu au fost probate. Sunt niște informații care, sigur, sunt sub anchetă. Așa, era destul de familiarizată cu Ucraina. Poate că sunt relații mai vechi. Cum adică? Stai puțin. Există o conferință de presă pe care am văzut-o eu cu ochii mei. Biden, când, vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, a spus clar, dacă nu luați măsuri și dacă procurorul general al Ucrainei nu-și dă demisia, eu nu mai dau miliardul de dolari Ucrainei. Ce discutăm? Este probă la dosar în ceea ce spui tu acum. Hunter Biden e cel care este sigur investigat în acest moment pe mai multe paliere. Deci e clar că acolo lucrurile nu sunt oficiale toate. Poate că își permite în fața lui Zelensky să aibă altă atitudine, cunoscând de mult niște resorturi. De ce să se rățuiască? Uite de aia, că omul și-a pierdut cumpătul. De altă parte, poate exagerare de presă, că știm și noi. Absolut. Fac ăștia din presă cu patru surse. Patru, da, băi, cum erau cu aia, cu experții englezi. Specialiștii englezi, savanții englezi. Patru, nu unu, nu doi, nu trei, patru. Nu, și ăștia din Anglia, de câte ori vin cu bolile lui Putin, totdeauna au o sursă în apropierea lui Putin. Fără să o divulge niciodată. Apropo de Putin, de Vladimir Putin, domnule general, cum vă explicați că la Valdai a dat-o un pic la întors cu nucleara? Uite, nucleara nu e nucleara. După ce a amenințat pe toată lumea... Putin nu și-a dorit să folosească nucleara. A fost o maschirovcă pe care a aplicat-o de fiecare dată, de câte ori a putut. Supralicitare. Ca să lase lumea și să oprească afluxul de echipamente militare către Ucraina. Uite, Germania va trimite într-un final tancuri Leopard și Marders, mașini de luptă ale infanteriei. La problema lor... Nu e că trimit astea. Au trimis Ghepardul și n-au aia cu ce să tragă. Pentru că nemții au externalizat producția de proiectile pentru Ghepard la elvețieni. Iar elvețienii nu vor să le dea ucrainilor pentru că este o țară neutră. Păi să le dea nemților, că nemții au comandat muniția. Da, o să... În niciun caz nu cred că le-au trimis niște tancuri. Și le-au zis, bă, muniție, vedeți, o faceți voi, artizanal. Bun, dar totuși... Băi, le-au dat muniție, dar s-a terminat. Muniția aia s-a tras. Domnul general, retorica lui Putin, care a fost dublată de Medvedev și de alte elemente, după la diverse... Cum se numește organizația spațială? Rosneft sau ceva. Toți ăștia au mers, inclusiv Putin, cu o retorică nucleară destul de agresivă. Dintr-o dată el zice că nu se va folosi, nu e nici vorbă de folosirea unui bombardament de tip nuclear în Ucraina. Păi el, Mădălin, el ce nu vede că s-a trezit cu un cordon militar năpraznic pe toată frontiera de est, tocmai în ideea că va folosi... Că asta a fost... Avertismentul lui Petreus, lui generalul Petreus, că vor lovi toate țintele militare rusești din Ucraina, este un avertisment care vine din partea unuia care a condus armata americană în Irak și a obținut calmarea spiritelor acolo
din războiul civil, ci un om care a fost șeful CIA-ului. Deci acest avertisment nu vine de la Popa Tatu, de la Biserica din Leordeni. De la Rubini. Vine de la unul din oamenii care au încă putere în Statele Unite. Pentru că spre deosebire de noi, unde generalii pleacă în cișmitiu, la ei generalii pleacă în industria de apărare sau în școlile de învățat. La noi joacă șah. Îi cunoști după ciorapii verzi pe care, ca chi pe care iau în picioare, când îi vezi în cișmitiu. E rău, domnul general. E rău, domnul general, da. Da. Da, dacă ăștia sunt cei care conduc armata română în acest moment, asta susțineți? Cine ne apără? Păi cine ne apără? NATO ne apără. NATO și... Păi noi de ce am luptat ca să intrăm în NATO? Ca să ne apere NATO. Da. Păi da, mai vezi că de unul pe la televizor zice noi suntem primii, scoate pieptul în față și zice noi suntem primii conform articolului 3 care ne apărăm țara. Ce tăticu? Că în primul război mondial am luptat cu armele de la 1877, în al doilea război am luptat cu armele din primul război, acum încă mergem în Bosnia cu transportoare blindate din alea care le-a făcut Ceaușescu până la 70-80. Hai să fim serioși, nu trebuie să mai scoate în pieptul înainte. Trebuie să fie foarte clar. Ce ne-am dotat, ne-am dotat bine. S-au făcut niște achiziții bune, o parte din ele, iar în partea englandă e zero. La nave avem ultima navă din clasa Tetalie făcută pe la asta. Am spus de atâtea ori, faceți domne la Galați un șantier, un arsenal fluvial, maritim, să reparați navele acolo, inclusiv pe alea de pe mare. A fost în intervenit, a fost arsenal la noi, e complicat să faci arsenal. Nu avem fabrică. Noi cumpărăm muniție, licențe de proiectile inteligente de la turci și nu facem praf de pușcă. Că nu mai avem unde. Facem transportoarele alea în escadeuri. Că nu avem. Știți cât era o șinulă de tank? Câte fabrici lucrau la amărâta aia de învârtitoare cu galeți de cauciuc? 8 întreprinderi lucrau pe orizontal să facă aia. Păi unde să faci dacă nu cumperi de... Uitați-vă la polonez, fac Sikorsky, fac motoare pentru F-16. Ei le fac numai că le asamblează Lockheed-ul în America. Fac sisteme de comunicații. Băi, noi n-am învățat nimic de la ăștia. Dar nimic de la polonezi ăștia. Păi un material al șefului statului major în al doilea, între, după primul război mondial, făcea comparație între România și Polonia, după care am început să ne înzestrăm și noi, dar ne-am înzestrat cu multe furăciuni la vremea aia interbelică. Dar oricum ne-am apropiat oarecum de lucrurile mai normale în înzestrarea unei armate. A chemat acum câteva zile cineva să merg la o emisiune din aia. Nu merg, domnule, n-am ce să mai spun. Am tot spus. Vorbesc, ministrul economiei, nu știu cine e, e un tip așa mai micuț, a fost la o emisiune, la un post acum, s-a vorbit de industria de armament. Băi, nene, dacă te uiți la el, pe cuvântul meu, deci facem inclusiv ICBM-uri, facem avioane, avem, dregem, aiurea, e moartă toată, complet. Nu e, ce industrie de armament mai avem noi? N-am fost capabil să facem elicoptere de atac. Noi vorbim de luptă modernă. Păi elicopterul de atac se ridică în aer deasupra solului la 10-20 de metri, ia ținta, fire and forget, pa, se lasă jos. Ia-l de unde nu-i. Păi cu ce să ridicăm noi? Cu Puma? Puma nu este elicopter de atac. Puma este elicopter de search and rescue. El l-a modernizat noi, pentru că n-am avut ce să facem. Și am pus un tungiat și am pus un sistem electrono-optic ca să descoperim. Bun. Am înțeles totuși că avem vreo 40.000 de militari care s-au antrenat pe fronturile astea, mai ales din spațiul oriental, și care totuși sunt
destul de bine instruiți. Avem și trupe speciale. Mă rog, în privința armamentului e o discuție. Trupe speciale avem mai cu totul altceva. Da, corect. Dar acum însă... speciale au fost unii din cei mai buni combatanți exact. În Afganistan. Exact. Asta știu. Asta bun. Toată stima și respectul pentru forțele speciale ale Armatei României. S-au comportat excepțional. Ăștia, da, sunt instruiți, dar nu suficienți. Bun, mai avem puțin timp la dispoziție și nu vreau să ratez faza cu importurile din Rusia ale Olandei. Au crescut cu 74%. Este o analiză New York Times. Ok? Știu, da. New York Times arată că după invadarea Ucrainei, importurile din Rusia ale Olandei au crescut cu 74%. Exporturile au scăzut, e adevărat, cu 52%, dar în total comerțul bilateral s-ar fi majorat cu 32%, cred că 22%. Olanda nu este însă singura țară care și-a crescut atât importurile cât și comerțul bilateral cu Rusia. Importurile Germaniei s-au majorat cu 38% după declanșarea războiului. Cele ale Spaniei, atenție, cu 112%. Deci, importurile Spaniei din Rusia s-au dublat după începerea războiului. Comerțul Germaniei cu Rusia a scăzut cu 3% pe fondul prăbușirii exporturilor, dar oricum importurile s-au majorat semnificativ. O altă țară din UE unde importurile au explodat, Belgia, un plus de 130%. 130% importuri din Rusia. Bun, stai, și ce importă? Gaze nu importă. Din păcate, nu am aici. Că dacă ar importa gaze, n-ar mai ieși lumea în stradă că s-au scumpit gazele și că e frig în casă. Ce importă tăticul? Da, caviar, șampanie? Da, dar sancțiunile nu se refereau numai la gaze. Nu, dar întrebam ce importă. Titan, abar. Nu are importanță. Foarte important e. Păi ca să dau crezare. De exemplu, India și-a majorat. De sancțiunile pentru unii și pentru unii nu. Înțelegi? Amintește-ți cum am vorbit despre Ungaria și cum era bătută Ungaria cu pietre. Dacă Germania, iată, mai sunt patru țări. Germania, înțeleg că și-a crescut importurile cu 60%. Bun, și atunci... 30 ceva la asta. Păi da, bun, și atunci... 40 aproape. E criză de ce anume în Germania? Spania și-a dublat. Ok, bun, dar ar fi fost interesant materialul. Deci, ce puțin... ce importă din Rusia în principal industria auto? Importă paladium și rodium pentru convertoare catalitice. Iată. Și francezii importă uraniu pentru centralele nucleare. Ca să facă depozitele, au importat foarte multe gaze și petrol. Ca să facă depozitele astea, pentru că știau că va veni o perioadă nasoală, chiar au importat petrol și gaze din Rusia. Da, probabil, și au importat indirect. Și germanii și olandezii, indienii, de exemplu, și-au majorat cu 430% exporturile din, importurile din Rusia. Da. 430%. Turcia cu peste 100%, China cu 98% la importuri. Oricum, e un aer de ipocrizie în Uniunea Europeană și o disperare masivă. Discuție. Iar ce face Germania acum, orientându-se spre axa China? Mi se pare o chestie foarte interesantă, foarte grea și o lovitură dată unor interese masive ale Franței, Italiei, Spaniei și așa mai departe. Vom vedea ce va ieși de aici. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii, prezență, participare dinamică, activă la această ediție. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Mulțumesc mult uniform pentru ținută. Ne revedem mâine seară de la ora 21:30, cred că. Întârziem un pic pentru că e un meci de basket înainte. Returul echipei voluntari, care în prima, sau mă rog, în grupă, cred că joacă, cel puțin meci un precedent pe care l-am văzut, am vins o formație de calibru din Europa la basket. Ne revedem la ora 21:30 cu un invitat surpriză, unul dintre cele mai, una dintre cele mai bune voci din lumea artistică din România, un artist greu de tot, un podcast de zile mari, rămâneți cu noi, ne revedem mâine. Ne revedem mâine!